Speriați că vor rămâne fără serviciu, astăzi, la Domnești, angajații spitalului au protestat împotriva intențiilor Ministerului de transformare a unității medicale în azil de bătrâni. Alături de aceștia sunt și oamenii din Domnești și din localitățile învecinate, care vor fi lipsiți de servicii medicale, deși primăria a investit în această unitate medicală. Ne este foarte necesar spitalul și vreau să fie foarte clar, noi nu vom abandona. Cu toate că Guvernul României și ministrul Cechelo Otilo, care este de peste deal de acolo, din Transilvania, de unde suntem și noi de sute de ani veniți aici, a luat alte măsuri. Nu pentru dânsii, pentru zona dânșilor, numai pentru noi. Nu e posibil așa ceva. Atunci când a spus că în momentul în care la 31 martie primarii nu vor fi de acord să le transmită așa Ministerul Muncii și Protecției Sociale, vor rămâne cu ele în spate. Este o chestiune foarte gravă. E un șantaj? E un șantaj, da. Vor să ne lase în situația în care oamenii sunt de acord cu noi, noi autoritățile publice spunem că da, le vom prelua, și peste o lună de zile murim cu ele cu tot, pentru că este foarte greu și foarte grav. Nu există sursă de finanțare. Banii noștri în sănătate se duc grămadă la județ și la București și nu mai vin. Ori nu se poate așa ceva. Atunci înseamnă că trebuie să găsim alt sistem în care să ne colectăm zonal sănătatea CSU și să-l ducem acolo unde e nevoie. Deși nu poți să mai rezolve problema asta centralizat, pentru că nu se mai poate. Acest spital deservește 7 comunități și spre 40.000 de suflete. Este o hotărâre luată pe picior și se pare că din niște birouri lipsite de ferestre, ca să nu spun că lipsite de lumină. Adică? În sensul că nu s-a făcut nicio documentare, nu s-a făcut nicio aprofundare, o evaluare a stării de fapt. Autoritățile locale împreună cu primarii din localitățile arondate vor semna un protocol prin care consiliile locale să sprijine financiar administrarea spitalului pentru ca salariații care contribuie la bugetul asigurărilor sociale de sănătate să aibă unde să se trateze. Sunt alături de ceilalți colegi ai mei din cele 7 localități care toți eram abonați sau afiliați la acest spital. Este foarte dureros când stau și mă gândesc că acest spital, care și-a pus piatra de temelie cu un doctor venit de origine macedoneană, a sosit pe aceste meleaguri și a început să construiască acest spital și a murit, a ieșit la pensie și vreau să vă spun că în fiecare an a pus câte o piatră de temelie pentru acest spital. La ora actuală există riscul să dispară, nu? La ora actuală. Vreau să vă spun că în pași încet și inevitabili, guvernanții au încercat să distrugă acest spital. Aici găseam chirurgie, aici găseam ginecologie, casă de nașteri. La ora actuală, spitalul are laborator, deci avem câteva lucruri foarte importante. Vreau să vă spun că dacă e un bolnav și îl duci 80 de kilometri de la Anucșoara până la Pitești sau 60 de kilometri până la Curtea de Argeș, pe drumurile actuale, care sunt deplorabile, vreau să vă spun că iei un om aproape sănătos să-l duci la spital și duci un mort. Înființat în anul 1937, Spitalul Teritorial Dr. Teja Papa Hagi a răspuns solicitărilor populației din zonă, respectiv din comunele Nucșoara, Corbi, Domnești, Pietroșani, Coșești, Brădet, Mușătești, Aninoasa, aproximativ 40.000 de locuitori. De la un număr de 140 de paduri până în jurul anilor 1980, specialități, boli interne, chirurgie, obstetrică, ginecologie, pediatrie, laborator de analize medicale, radiologie, asistență medicală de urgență, capacitatea s-a redus, în prezent numărul de paturi din spital fiind de 55, cu următoarele specialități. Medicină internă, pediatrie, recuperare balneofizioterapie, modul de urgență, cabinet ambulatoriu integrat medicină internă, cabinet ambulatoriu integrat recuperare medicală. Respitalul vrem azil! Respitalul vrem azil! Respitalul vrem azil! Respitalul vrem azil!